Începem o rundă de consultări, partidele și formațiunile politice parlamentare. I-am invitat pentru a discuta despre legile justiției. Este evident că legile justiției, în forma în care sunt ele valabile astăzi, trebuie regândite și trebuie modernizate, îmbunătățite. Este clar că aici obiectivul, cel puțin obiectivul meu, este să ajungem să avem legile corectate și să garantăm independența justiției. Pentru asta este cu siguranță nevoie de mai multe lucruri. În primul rând, este nevoie de reluarea ciclului legislativ pe legile justiției. Dar nu oricum. Este nevoie de o legiferare responsabilă, o legiferare transparentă, o legiferare care duce la modernizarea reală a legislației în materie. Pentru asta e nevoie de discuții, e nevoie de transparență, e nevoie de discuții cu CSM-ul care garantează independența justiției și nu ca până acum, când aceste avize ale CSM-ului au fost constant ignorate. Este nevoie de consultări cu toți partenerii din sistem, iar pe partea politică este clar că avem nevoie de o înțelegere, un acord între partidele parlamentare pentru a relua acest ciclu legislativ și pentru a îmbunătăți legislația. Avem de curând opinia finală a Comisiei de la Veneția, cel mai autorizat organ în materie de justiție. Acele opinii, acele recomandări ale Comisiei de la Veneția trebuie luate foarte, foarte în serios. Sunt recomandări ale specialiștilor, sunt recomandări gândite pentru a ajuta România. Și aceste recomandări sunt gândite pentru a ne ajuta. Este nevoie de citirea cu atenție și ele trebuie luate în seamă. S-a discutat mult despre un pact. Știți ce? Eu nu vreau niciun pact cu PSD-ul. Nu despre asta vorbim. Nu știu cum a apărut ideea, dar cred că s-a înțeles greșit ce se întâmplă aici. Eu îmi doresc în aceste consultări să fiu văzut ca un mediator. Un mediator între partidele politice parlamentare. Nu doresc un pact cu PSD-ul, nici cu ALDE, nici cu alții. Eu doresc ca ei să se înțeleagă între ei, să se reia discuțiile pe legile justiției într-o formă considerabil îmbunătățită, ca la final să avem legi care realmente ajută sistemul de justiție din România. Cred că ceea ce s-ar putea obține, și sper să obțin acest lucru, este o înțelegere politică între partidele politice. Vedeți, sistemul de justiție trebuie să fie independent și trebuie să fie stabil. Pentru asta, mai devreme sau mai târziu, este nevoie de consens. Este nevoie de consens în Parlament, nu cu mine. Eu doresc să le explic aceste lucruri. Este nevoie de consens, fiindcă altfel aceste legi vor fi mereu și mereu modificate, vor genera instabilitate și vor genera, în final, un sistem care nu funcționează optimal. Deci ceea ce avem noi acum sunt legi care nu funcționează bine. Ați observat că după ce le-am promulgat, deja guvernul a dat ordonanțe de urgență și acestea foarte discutabile din punct de vedere constituțional,
fiindcă legile, așa cum au ieșit din Parlament, pur și simplu nu sunt aplicabile. Domnule președinte, acest consens al partidelor politice, cum îl vedeți dumneavoastră? Ca cei de la mai putere și de la opoziție să dea... Finalizarea dacă ne puteți spune, pentru că cele trei legi sunt... Claus Iohannis, domnilor și domnilor, înainte de întâlnirea cu reprezentanții Partidului Social Democrat.